dimineața s-a trezit dulceața, am ieșit din casă să duc gunoiul și un domn în vârstă la telefon vorbea și zice că l-am văzut pe ministrul culturii. E drept sau nu e drept? Zic că e drept. Hu, macărghini. Astăzi suntem cu o mașină incognito, ca noastră e dus să-i facă lobovaia. Și avem alta. Să ne descurcăm, Uite, am mers pe tractor. Așa, o subă ca finii și o subă albă. Mă tușă ca mergem să dăm o pivă, să mâncăm ceva și după asta mergem la țar, că eu am venit la doctoraș. Și acum mergem să luăm un mic prânz, o dejun, o cină. Te uiți așa la dânsul. Și la întorni acolo, înăuntru. Aici? Da, și se numește pornostar. Tu azi tu vei să fii porno sau star? Ce vrei să fii? Dar din unde să legi una, două, ori porno, ori star? Star. Star, bun, hai. Eu sunt star. Eu sunt star. Așa, și el rămas să facă și porno. Te toarnă. Nu e. E bun, hai de el. Spune dacă oamenii dacă îți place. Da, atent, frumusel. Da, nu, înainte de asta să faci cruci. Nu fă cruci, că altfel n-ai să poți bea. În serios, așa e regula. Nu să fă cruci, doar în serios. Așa, Doamne ajută și bea. Ajută, Doamne. Așa, și hai bea. Că e plin. Da, pe așa trebuie. Cum? E foarte gustos în el. Așa. Acolo, auzi că a venit tata acasă. Așa e cât e, porumbiei, holubași, vreghiuțele. Cine frumusei? Gata, fufu, ești gata, știu, gata, fugi. Hai. La mamica a fost mușcăciun. Când a fost mamă? Duminică, uitați-vă ce vază frumoasă, făcută handmade. Și iarăși niște vase din astea farfurii care eu le iubesc, care sunt superbe. Pot fi și decorative, dar pot fi și pentru bucate. Și asta, uitați, și frumoasă. De acolo și? Eu tot nu știu, Asta ce? Așa, tot ace pentru frigărui, pentru vodka. Și eu deja știu, la cine este șolcă de puti. Mulțumim tare mult pentru farfurii și cești, pentru bei, pentru cafea și pentru tot, și cuțete și vse, e plin aici. Bună dimineața, Doamne, și la oraș. Hai treziți, vă voi, nu mai eu la ora 7 să mă trezesc. Bună dimineața, s-a trezit dulceața astăzi mai matinal ca niciodată, pentru că e marți, pentru că filmăm și pentru că, da, când zic că beau cafeaua cu mâna dreaptă, e mâna dreaptă asta. Noi filmăm efectul oglinzii și voi vedeți stânga, dar asta e dreapta, ia că vedeți, uitați. Ia că te vedeți, la dreapta eu am să mă întăiet cu bieschi, ia că ne dai mitel. Amăruia, simte bine. O întrebare întrebătoare în mod special pentru doamnele, domnișoarele care în fiecare dimineață se machiază. Și când zic asta, nu se machiază așa cu leac din natural, natureli, pe la ochi, pe la buzășoare, la toarnă, așa, măi și ceva ca babadoră. Voi cum vă trezesc la ora asta și băgați de tătie, că așa șăt cum ați crepchelea, triatcă să se facă. Deci, nu știu cum voi, dar eu am o doamnă, deseori mi-apare pe TikTok, pe Instagram mai puțin, de fiecare dată când o văd, de fiecare dată am senzația când vine să sun, deși nu o cunosc personal, să-i zic, nu te supăra, dar spală-te pe față, dă-mi voie să-ți demonstrez eu cum poți să te machiezi natural și frumos, pentru că este o femeie frumoasă, cu siguranță, dar machiajul ei care este pur și simplu oribil, sprâncenile și elea pur și simplu dezastruoase. Nu știu dacă vă știți despre cine este vorba, dar cred că vă dați seama în cazul în care mă urmăriți pe mine și pe ea, dar e Doamne ferește. Eu înțeleg dacă era o femeie, știți, urâțâcă, dar e frumoasă! Sprânșeana așa, geana așa și machia... Deci, măi frumoasă decât atât, măi stilată decât atât, nu pot izvini ție.
Doamne, au și bună lunina asta aici, Doamne, și delicată, dimineața la lucru. Hai să mie cu așa minte, ai niște emoții, când mă văd doamnă acasă, mă eu ca nebuna am spit, în loc să vin la poarta dumneei, vin la vecinul, cum îl cheamă? Păi, Cornel. Cornel, și întru pe poartă, că aici trăiești, că pe ce să iei, și întru, să nevastă, nevastă, ghii, nu ieșit Cornel să nu-i pe vreo coasă. Ia ca aici sta, da, bărbat, Iruța, cucuța mea, cucuță, ce unde-ai luat? Ești gata? Ești gata din 87. Ești revântat, eu șerbi de tot. E închip eu. Să închipie că eu în loc să intru azi la poarta asta, i-am intrat la poarta asta, o deschid, intru lângă ușă, strâng nevastă. Ce-o zice? Dar e un domn, am înțeles. Mă întreb, du-mă, dar unde să mă duc? Aliona, unde vrei să mă duci? Unde duci tu publicul? Departe, la Liverpool, să sperăm. Dragilor, săptămâna aceasta, adică sâmbătă la Dora Show, Aliona Mun, cu du-mă, du-te la Eurovision, du-te, îți doresc succes. Mersi. Pare vouă, Ana, așa că este splendidă cu această culoare, cu această perucă naturală, din păr natural. Ia uitați-vă, oameni buni, și magie avem noi aici. A? Uitați-vă cum arată. El m-ai cucerit tot. Gustos și în primul rând sănătos. Ia, așa, pune capacul, ca pe... Așa, să nu vadă nimeni. Și m-am pornit eu în oraș, uitați-vă cine mă așteaptă. Bună ziua! Și ce e asta? E comestibile de zehir. Mulțumesc! Eu nu filmați, vă rog. Dar tu ai făcut asta și cum asta se mănâncă? Desigur. Dar din ce-s? Din piure, din măr. Uh-huh. Și din fructe pădure, adică la alegere. Doamne, și din mare, dar eu am de mâncat aici. Mulțumesc tare mult. Plus, el e benefic și pentru diabet. Da, pentru dietă? Sigur. Oh, dar eu îmi bag capul într-un somn. Iepurașii mei, please help. Numai ce am fost acasă, meștrii s-au apucat iarăși de lucru. Și mi-a venit așa o idee, ca să nu am în fața casei gard deloc și poartă deloc. Să fiu primul moldovean care nu are gard și poartă. Voi ce părere aveți? Hai să dăm cu un televoting. Dacă da, atunci da. Dacă nu, atunci nu. Voi v-ați inspirat la mine, că și Dora dimineața a fost numai în roșu. Pozdravljaj mine. S tvojej srce, izvini, blin, m-am încurcat. Acum chiar am făcut cu sărbătoarea de astăzi, sunt doar o mic cadou, ciocolată. Îndulciți-vă și ați numărul meu preferat? Numărul meu preferat? 69. Julieta, Dor... Julia, Dora! Dora! Romeo! Iura, tu ești! Dorica! Hai, intră, măi, în casă, că nu-i nimeni acasă! Hai, hai! Cu ușa de la Nova Porta, Romeo ajungea la sa Giulietta, însă n-a fost să fie. Nu, niciodată. Noi nu facem păcate. Nu, doar prin după păcat, nuntă. Prin păcat, doar după nuntă. Ce înseamnă rinoplastic? Adică nasul tău de oaia trebuie tăiat și da, normal. Asta înseamnă rinoplastic? Da, dar normal și este nas. De atâta și unii zic, strate. De atâta lumea spune că sunt urâtă. Da. Ei, dar mă scuzați, dar mă rog, așa, da. Nasul meu... Da. Noi o să facem asta rinoplastie, dar nu la nas, dar la...
poftim. Vedeți și unghii am eu. Așa că, doamna Galina, chiar am să spun adevărul, vă rog să mă scuzați, dar aceste cape nu sunt bune, Doamne ferește, mai ales pentru oamenii care nu și-au tăiat unghiile în viața lor. Eu nu mi-am tăiat unghiile de 30 de ani de zile. Uitați-vă și unghii am. Cu dânsile nu pot li taie, că înșerc, na, am încercat și așa, și așa, și așa, și nu pot. Ia că e efectul negativ la capi, vă rog frumos, cei care vă mâncați unghiile, nu vă puneți capi. 30 de ani acum, eu și nebun, eu foarfeca, să-mi tai unghișoarele sau cum, ce să fac eu în astfel de situații? Doamna Galina, dați-mi o soluție. Ce folos, că dinții drepți dau unghiile până la cochită. Și dovada fetelor să nu spuneți că eu n-am dreptate, ele s-au spălat singurele, au sărit așa țup, 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 s-au aranjat și gata. Și s-au pus și o lămâie lângă dânsul și lor, lor îi place acrișorul. De ce mi se pare mic întotdeauna la sală, parcă altfel arăt, parcă sunt mai luminos, parcă sunt mai fără burtuos. Suntem la chinezii zvit astăzi, o să facem exerciții pentru articulații, pentru pieptul meu bolnăjor și cam atât. Și masajul, cu checatul de masaj. Așa. Deci cap jos. Cum? Cap jos. Da. Stop, 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 stop. Tragem așa. Bătim. Număr și a doua. Da. Dar e pus mai multă greutate, da? Normal. Normal. Și mai repede. Da, da, da. Mai repede. Așa. Așa. Nu mai cumăr, ne întindem înainte. Cumăr, dăm înapoi și stai și până aici și spre, da. Hai să ne relaxăm picioarele, mânurile cu iert. La mine e încordat ca așa să-mi rup genunchiul. Da? Mai jos, dacă. Hai, mă întreabă, dar ce e pățit? Ai făcut împingeri din poziția culcat? Am făcut mai multe împingeri, din culcat și culat. Să facem astăzi masaj kinetoterapeutic. Bună ziua, Doamne ajută! Uitați la însă cum e să pregătești. Eu știu că tu împreună cu echipa pui ceva la cale foarte curând. Despre ce este vorba? Este vorba despre un proiect care o să vorbim săptămâna asta și o să spunem despre ce este vorba, de fapt, în el. Sper să fiți cointeresați și cu echipul noi. Așa, și am ia a doua întrebare, că multe doamne, domnișoare, Emilian, promocod Julieta Armand, hai dă-li promocod la fiecare listă, că mă bat la cap. Promocod până sâmbătă, ne gândim. Nu mai mult. Ne gândim. Pentru că urmează mult mai frumoase surprize pentru voi, compania pregătește. Până sâmbătă, vă rog, răbdați după asta. Că eu elixirul pe bune am impresia că câteodată mă gândesc că eu îl beau. Dă-i unul mai Elisa de 20 de kilograme. Asta să-și punem. Iectă-l.